Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a Clubului Artelor. O emisiune astăzi după amiază dedicată zilei de 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, cum mai este ea cunoscută. Avem plăcerea să fim astăzi împreună cu doamna cercetător Doina Ciobanu. Bine ați revenit în studioul Campus, stimată Mulțumesc doamnă. De invitație. Așadar, un subiect foarte generos, un subiect care se mulează pe, hai să spunem, aceste mici teme pe care ni le-am propus astăzi. Aceste, spuneam, mici teme pentru că vom face astăzi o incursiune în principalele momente ale Micii Uniri, dar în egală măsură, pentru că emisiunea astăzi este dedicată și artelor, vom încerca să vedem cum au perceput artiștii plastici nu numai e momentul în sine, ci și momentul pregătitor. Și aici m-aș gândi la anul 1848, un an foarte important pentru noi ca și nație, aș spune, pentru că este anul în care se percepe această apropiere culturală și economică între cele două principate. Atunci se realizează această uniune a vamală între Moldova și Țara Românească și să spunem că în Moldova era domnitor Mihail Sturza, nu? Și în Țara Românească Gheorghe Bibescu. Mă refer la momentul 1848. Bineînțeles, 24 ianuarie 1859 este primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român, o etapă care se va derula, bineînțeles, la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Să intrăm un pic în elementele principale ale, spuneam, ale pregătitoare ale Micii Uniri, estimată doamnă Doina Ciobanu. Păi, vorbind despre, referindu-ne la creația artistică și artiștii care au imortalizat aceste momente, erau și ei înflăcărați de evenimentele de la 1848, care s-au încadrat, cele din Țara Românească și Moldova și Transilvania, bineînțeles, s-au încadrat în evenimentele europene. Putem spune că artiștii și revoluționarii și cei care au făcut, de fapt, Mica Unire, erau europeni, oameni europeni. Fuseseră educați în Europa, aveau idei înaintate privind evoluția societății și dacă au pus-o artiștii pe pânză, oamenii politici au transpus-o în articole politice și s-au implicat direct în desfășurarea evenimentelor. Toți, și de multe ori se spune că chiar toți, au fost francmasoni. Da. Dar francmasoneria europeană la mijlocul secolului al XIX-lea avea ca țel desăvârșirea statelor naționale. Că dacă ne gândim la spațiul european, în momentul ăla era dominat de mari imperii. Rusia stăpânea un mare teritoriu, Imperiul Habsburgic, centrul Europei, Franța era un stat liber și stăpânea într-o parte și alta, iar mici națiuni aproape că nu existau. Să ne gândim că în momentul unirii existau ca state independente Grecia, Belgia dintre statele mici, nu exista Polonia, nu exista Cehia, Slovacia, statele din Iugoslavia nu existau, Italia era fărâmițată de la state independente, partea de nord stăpânită de Habsburgi, Germania era transformată, de fapt nici nu putem spune că exista Germania atunci,
Erau 360 de state unite între ele prin niște confederații economice sau în centrul lor apăruse încă din secolul, la sfârșitul secolului al XVII-lea și se impusese Prusia, care urmărea formarea Germaniei în jurul ei. Multe din aceste statulețe priveau ba spre Franța, ba spre Habsburgi, ba având în vedere lupta asta politică, pentru că fiecare dintre statulețe era condus de cineva de rang regal sau imperial, își doreau ei să continue și să se mențină ca state independente. Așa că în Europa era frământată de ideea formării naționale. Primul care îi lansează, sau mai bine zis, care creează și renaște acest sentiment național, a fost totuși Napoleon. Ocupând Europa, a organizat-o pe provincii cărora le-a unit. Italia unește și dă numele de Italia, provincia Italia, Polonia, Belgia, Olanda, spații diferite, creind spiritul național. Pentru că ce se întâmplă? Nu există, toate imperiile care au existat vreodată au căzut. De ce? Pentru că ele umilesc. Populația respectivă este umilită în ființa ei națională. Și este cunoscut că noi suntem, uităm cel mai repede durerile fizice, dar durerile morale nu. Și putem să privim cum ne uităm noi acum spre niște vecini și nu uităm lucruri de 100 și de 200 de ani, pe care umilința morală a străbunicilor noștri ne-au transmis-o și nouă și nu putem să scăpăm de ea. De aia nu pot să existe imperiile. Și toată Europa atunci era frământată de aceste idei. Iar revoluționarii români, inclusiv pictorii, erau educați în Franța, în Italia, străbătuseră Europa și cum ceilalți își doreau fiecare țărișoara lui și românii își doreau țărișoarele lor. Da, avem chiar, iată, câteva exemplificări din momentul 1848, dat fiind faptul că, iată, aici avem câteva aspecte și, apropo de ce spuneați de înflăcărarea aceasta extraordinară a demersului pe care lucrările artiștilor o producea pentru privitor, pentru că au fost alese, iată, să fie imortalizate de pictorii pașoptiști, personalități de primă mărime, cum ar fi, de exemplu, personalitatea lui Mihai Viteazu. Și să ne amintim de Constantin Leca, care are două lucrări extraordinare. În primul rând e vorba de intrarea lui Mihai Viteazu în Alba Iulia și, bineînțeles, deci momentul acela al unei uniri, cel puțin, sau primei uniri în fapt și, în egală măsură, o altă lucrare care iarăși se este legat de un alt tablou aparținând aceluiași Constantin Leca. Dar suntem aici, iată, cu cei trei mari pictori pașoptiști. Aici avem Constantin Daniel Rozental, România revoluționară, o lucrare, și aici România rupându-și cătușele pe câmpia libertății, o altă lucrare menită să înflăcăreze. Iată aici asasinarea lui Mihai Viteazu pe câmpia de la Turda, pe locul desfășurării. Aici avem Gheorghe Tatarescu, portretul, bineînțeles, lui Nicolae Bălcescu și pentru că discutăm la Clubul Artelor despre pictură, nu putem să-l uităm și pe Teodor Aman, marele artist Teodor Aman, care, iată, este prezent aici cu, iată, cele două provincii reprezentate de două femei îmbrăcate în tinere, îmbrăcate în port național, specific celor două provincii, Moldova și Țara Românească.
este fără doar și poate aportul pe care artiștii, așa cum foarte bine spuneați, artiștii care au luptat cu mijloacele lor, adică cu penelul, cu pânza și cu culorile. Avram Iancu iarăși este o lucrare de Barbu Iscovescu, de altfel sunt cei trei artiști importanți din perioada aceasta. Este vorba de Barbu Iscovescu, așa cum am spus, un portret superb al Crăișorilor Munților, Avram Iancu, apoi Constantin Daniel Rosenthal cu cele două lucrări importante, așa cum am spus, Gheorghe Tatarescu și el și Ion Negulici, un alt artist și el care aderă la, face și el portretul multor revoluționari pașoptiști. Acești artiști sunt fără doar și poate, așa cum spuneam, trup și suflet mișcărilor de la 1848 și lucrările lor sunt, de ce sunt foarte importante? Pentru că ei au această capacitate extraordinară de a aduce în lucrările lor, de a reînnoi sau de a face în așa fel cunoscute personalitățile istorice și faptele, unele din ele extraordinare. Este, de exemplu, cazul lui Vlad Țepeș. Raporturile noastre cu poarta otomană erau acelea care erau și, iată, sunt cunoscute câteva din, hai să spunem, întâmplările extrem de interesante, cum solii turci, este vorba de Vlad Țepeș și solii turci, cei care au venit în solie, cum să spun, foarte porniți pe niște lucruri care nu erau pe placul lui Vlad Țepeș, au uitat să-și scoată turbanele din cap în fața domnitorului și atunci Vlad Țepeș, bineînțeles, a pus un le-a țintuit turbanele cu un cuișor de creștetul capului. Iată niște lucruri foarte interesante, menite, spuneam, să înflăcăreze, menite să contribuie așa cum au contribuit din punct de vedere politic ceilalți făptuitori ai Unirii. Să vorbim așadar, doamnă, despre Alexandru Ioan Cuza, să spunem că el este născut pe 20 martie 1820 la Fălciu, e moldovean, deci în județul Vaslui de acum, și să vorbim cumva despre cum a ajuns el să fie, iată, un personaj atât de hai să-i spunem, deschis, un om care a venit și a înfăptuit atât de multe lucruri pentru, iată, încă neîmplinitul, pentru că discutăm despre el acum, înainte de a fi ales în 5 ianuarie la Iași și apoi în 24 ianuarie la București ca și domn. El face parte din generația pașoptistă. Era educat și pregătit, sau mai bine zis, înțelegând raportul și situația țărilor române, au și înțeles împreună că asta este frumusețea evenimentului de Micii Uniri. Am putea spune că este unul dintre cele mai frumoase momente din istoria noastră, pentru că s-a făcut acest eveniment pe cale pașnică, de consens absolut, național, cum se spune, printr-o diplomație extraordinară. Au profitat, toți au fost diplomați și bine pregătiți și au profitat de situație. Noi eram puțini și mici. Nu puteam să ne batem cu nimeni. Dar s-a creat o situație la mijlocul secolului al XIX-lea, după războiul Crimeei, și în care imperiile vecine erau în criză. Adică Rusia, care înnăbușise Revoluția de la 48 și se crezuse foarte puternică, este acum în războiul Crimeei, a purtat război cu Anglia și Franța, care se uniseră.
Imperiul Otoman era în decădere și Rusia ar fi putut foarte ușor să-l facă praf. Dar ca să nu se lățească Rusia prea tare, Anglia și Franța sar în ajutorul Imperiului Otoman. Imperiul Habsburgic abia își revenea după Revoluția de la 48, când era gata să fie frânt și îl salvaseră rușii. Și atunci țările române aveau un statut ceva mai bun decât vecinii noștri, care erau pașalâcuri și sub ocupația imperiilor, și deveniseră, ca să zicem așa, un centru al spionajului dintre cele trei mari imperii. Este cunoscut că încă de la mijlocul secolului XVIII, războaiele ruso-austro-turce făceau ca imediat cum începea un război de ăsta, turcii să ocupe țara românească, Habsburgii să se întărească pe granița din Transilvania și rușii să intre în Moldova. Să știți că lucrurile nu erau, se plictiseau oamenii că stăteau aici câțiva ani. Așa că se întâlneau și unul dintre zonele în care se întâlneau erau la Focșani. La Odobești, de exemplu, era și vinul bun, era acolo și un casino. Se întâlneau și jucau cărți. Este o colecție de documente publicate de C.C. Giurăscu, ale unor moșieri, boieri din spațiul respectiv, care le acordau împrumuturi ofițerilor, indiferent că erau Habsburgi, ruși, turci mai puțin, le acordau împrumuturi ca să poată să joace cărți. Adică se făceau vizite într-o parte și alta. Când începea războiul, atunci situația era ceva mai complicată. Dar țările române trebuiau să suporte mereu ocupația asta. Și am putea spune că, având în vedere raporturile și apropierea dintre ei, Bucureștiul, mai ales Bucureștiul, devenise un punct în care toți legații Austriei, al Turciei, al Franței, al Angliei sau al Rusiei, care activau la București, apărând interesele imperiilor respective, erau mari spioni. Și majoritatea dintre ei au ajuns și miniștrii de externe sau de interne ale statelor respective. De fapt, aici se discuta și se stabilea un echilibru între imperii. E, asta le-a, cunoscând situația marii revoluționari pe care i-a prezentat aici în portrete și în scene istorice, au vrut să i-au cunoscut pe mulți personal și au intervenit cum au putut între ei. De exemplu, am să spun doar că Ghica cunoștea pe mulți dintre ei, Ion Ghica. Iar Vasile Alexandrii a luat un premiu, au înțeles între ei că este momentul ca să ne afirmăm, fraților, scria Ion Ghica într-o scrisoare. Nimeni nu ne știe. Trebuie să ne facem cunoscuți, fraților. Iar Vasile Alexandrii a participat la un concurs de latinitate și a câștigat un premiu, cu ocazie cu care a făcut cunoștință direct cu Napoleon al III-lea al Franței. Tot cultura, doamna Ciobanu. Deci, asta vreau să cultura, ajung, nu știu fără cum. Discuție. Iar prin această relație, Grigorescu, de exemplu, o ulcică cu albăstrele, dacă nu mă înșel, da. A fost achiziționată de Napoleon al III-lea. Da. Ar mai putea să facem aici o paranteză. El suferea de rinichi și de asta a și murit și bea apă de la Herculane. Era o caleașcă care făcea o cursă săptămânală și s-aproviziona cu apă pe care ca să-i asigure pentru sănătatea împăratului Franței, cum se va proclama. Toate chestiile astea apar în publicații, intervin peste tot ca să facă colțul ăsta de lume cunoscut. În același timp s-au pregătit și au profitat de raportul dintre marile puteri ca să pună problema românească și au pus-o. Pe deasupra, e frumos, este că au dat și niște interpretări, dacă s-au uitat ceva, au dat ei interpretarea care trebuie să-și o rezolve problema. Și anume, în Europa, după marile conflicte, avea loc câte un congres, congres al marilor puteri, în care se trăgeau granițele între state, fără să invite pe mititei, ci numai imperiile. Și a avut loc, după războiul Crimeei, congresul de la Paris.
Convenția de la Paris. Congres s-a pus și problema provinciilor. Și atunci s-a hotărât ca să se urmeze aici niște adunări ad hoc în care să se consulte populația. Au fost trimiși aici, erau sub controlul marilor puteri. Și după ce se vor aduna rezultatele dorințelor românilor, să aibă loc o conferință la Paris care să hotărească ce se întâmplă destinele, aici. Destinele principatelor. Absolut. S-a intervenit adunările ad hoc. Au fost o mulțime de lucruri, dar au știut să mobilizeze, în primul rând. S-au mobilizat și rezultatul a fost dorința de unire. Chiar dacă mulți dintre marii boieri n-ar fi fost de acord. Sau cei care deși ar fi fost în interesul lor să trăiască într-un țar independent. Dar avântul ăsta național îi speria. Și pe deasupra era în decadența asta se datora și nivelului scăzut de dezvoltare economică, pentru că marile proprietăți boierești făceau ca unii să fie foarte bogați și neinteresați în creșterea productivității muncii. Ori acest sistem, că dacă iei ai 7 mii de supuși și iei câte un bob de la fiecare, faci 7 mii de boabe. Dar dacă ai mai puțin, pe deasupra boierii aveau o autoritate totală asupra o mare parte a boierimii. Să nu uităm că în țările române erau un mare număr de moșneni. Și ei, moșneni, au reprezentat o forță care și-a dorit independența. Și câștiga unirea era prima treaptă spre independența națională. Și s-au implicat activ în această luptă. Ori intelectualii ăștia români care cunoșteau bine societatea românească și care mulți dintre ei găsim niște caractere incredibile, pentru că și caracterul lor uman a influențat situația. Să nu vorbim despre Bălcescu, care și-a dat tot și ce s-a întâmplat, dar să vorbim despre alte categorii, de exemplu Goleștii. Frații Golești. Și tatăl lor și pe urmă ei au făcut la moșia lor școală, bolniță, spital, care se întâmplau în foarte multe locuri. Ajunseseră să fie conștienți că educându-i pe cei din jur vor lucra mai bine și lucrând mai bine toată lumea va fi mai bogată și transformările societății vor fi mai ușoare și mai bune. Cuza făcea parte din această categorie intelectuală educată. Se căsătorise cu... avea o soție tot așa educată. Nu erau extraordinar de bogați. Dar familia Rosetti, Elena Rosetti, sigur. Sigur că da. Foarte important. Aveau însă, își investeau foarte mult în educație și înțelegeau rolul ridicării nivelului ăsta cultural și a culturii în evoluția societății. Pentru că asta și vreau să spun. Multe lucruri s-au pierdut de la perioada pre-revoluționară și a Revoluției, dar adevăratele opere de artă, inclusiv tablouri sau lucrări, scrieri, publicații, articole, există și astăzi. Până la urmă, mai repede cad zidurile unei cetăți decât valoarea unei cărți adevărate. Și întotdeauna se dă exemplu Biblia, care rezistă de atâta vreme și sunt atâtea din cetățile lumii care au dispărut. Bun, să spunem deci înainte de pauză că a avut loc această unire în 5 ianuarie 1859, așa cum am spus, Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca reprezentant al Partidei Naționale. Da. Iar apropo de Cuza, trebuie să spunem că el, după ce a făcut cursurile sau studiile la Iași, fiind coleg cu Vasile Alexandrii, pentru că tocmai el a spomenit, a plecat la Paris. Iată, și asta este un lucru foarte important, iar în 1844 se căsătorește cu Elena Rosetti, ajunge pârcălab
de Galați și iată, apoi ia cuvântul apropo de 1848, se implică, așa cum foarte bine spuneați, în ideile revoluționare de la 1848, dar spunând ce fel de reforme ar trebui făcute pentru un stat cu adevărat modern, așa cum își doreau toți, visul celor de la 1848. În 5 ianuarie, așadar, în Moldova, în 24 ianuarie 1859, în Țara Românească, dar Poarta Otomană și Austria, pentru că tot am pomenit aici, spun că este o încălcare a Convenției de la Paris de la 1858. Dar Convenția de la Paris spunea, nu stipula că nu are voie să fie același om, domn, deci ei s-au prevalat de o scăpare dacă poate să, fi o scăpare sau dacă cumva legatul francez n-a strecurat-o. Adică să se aleagă doi domni, dar nu s-a spus să nu fie în aceeași persoană, cu două guverne, cu două parlamente și așa mai departe. Da. Și mai era o prevedere. Așa cum ai amintit la început, după Revoluția de la 48, se făcuse o convenție vamală, încât mărfurile să meargă liber, treceau din Țara Românească în Moldova și invers. Dar era și acordarea de cetățenie, drepturile de cetățenie. Având în vedere chestiile astea, el putea fi ales și în Țara Românească. Și atunci, prevalându-se de aceste două lipsuri în prevederile, hotărârile Convenției de la Paris, a fost ales și în Țara Românească. Vasile Boierescu l-a propus. Au fost mai multe discuții, se pare că ideea era deja discutată și probabil că nu întâmplător ce comisia care trebuia să, din Moldova, de la Iași, care trebuia să meargă la Constantinopole să susțină recunoașterea din partea Imperiului Otoman a domnului, se oprise la București și așteptau rezultatele alegerilor de la București, ca să se ducă aceeași comisie să ceară apoi la Constantinopole, la Istanbul. Istanbul. Da. Foarte interesante lucruri, deci, legate de această, iată, apropiată sărbătoare a noastră, Mica Unire, 24 ianuarie. Este, dacă vreți, o discuție pe care o purtăm cu doamna cercetător Doina Ciobanu și cred eu că vor fi, ca de obicei, în fața televizoarelor și tinerii, cei cărora le este destinată, aș spune eu, cu precădere această emisiune, pentru că mai ales cei care vor susține, iată, simulările pentru bacalaureat la istorie și geografie, dar cred eu că această emisiune își atinge și acest scop educativ. Vom reveni după o foarte scurtă pauză.